slăvit să fie Domnul! Bine ați venit în casa Domnului și în această dimineață și ne rugăm ca Domnul să ne dea cu adevărat prezența Lui. Amin. Cuvântul Domnului ne spune în Psalmul 122, atât de frumos. Mi-e drag să citesc psalmul acesta. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalimele. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Amin. Ne-am adunat în locul acesta ca să lăudăm numele Domnului. Casa Domnului e atât de deosebită pentru că e prezența Domnului acolo, pentru că sunt copiii lui Dumnezeu acolo, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu prezent, pentru că este locul unde se poate restabili, restaura, reface și reînnoi relația cu Dumnezeu, slăvit să fie El. Amin. Vreau să fac câteva anunțuri pentru biserică în această dimineață. Îl salutăm pe Timotei în mijlocul nostru, împreună cu Abigail. Domnul să-i binecuvinteze. Și nădăjduim că ori de câte ori vine la Windsor, prezența Domnului îl copleșește și pe el. Amin. După ce voi face anunțurile acestea, Timotei are un salut. Vom mai cânta o cântare, să ne închinăm Domnului și cu darul nostru de bunăvoie și fratele Cornel ne va aduce cuvânt din partea Domnului. Săptămâna aceasta în care intrăm, rugăciunea va fi pentru fratele Cociș, ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. La vârsta pe care o are, Dumnezeu a fost credincios în viața lui și ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Așa că săptămâna aceasta îl purtăm în rugăciune, dar vă rog să nu uitați de fratele Mircea Bucur, să nu uitați și de sora Livia, să nu uitați și nici de fratele Bob Kadarian. Situația lui nu s-a schimbat foarte mult. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze mai departe în viața lui. Duminica viitoare, în mijlocul nostru, va fi fratele Chițescu, un frate pe care vreau să-l cunoașteți, a mai fost aici, va fi și la serviciu de dimineață și la serviciu de după amiază. Și am vrea ca perșul care se strânge și dimineață și după masă să-l dăruim, ca să îl poată pune în valoare în lucrarea lui Dumnezeu, se va duce în România pentru câteva luni de zile. Și am vrea să facem lucrul acesta pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru el, ca să-l încurajăm în tot ceea ce Dumnezeu i-a pus pe inimă să facă. Peste două săptămâni, la serviciu de după amiază, așa cum anunțat și duminica trecută, va fi împreună cu noi pastorul Alex Moir. El este pastorul comunității Benwell, va fi împreună cu noi și ne va duce și dânsul un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nu uitați, întâlnirile noastre săptămânale sunt miercurea, când ne adunăm la rugăciune, la citirea cuvântului, la un timp în care stăm cu inima, cu viața noastră plecată înaintea Domnului și rugăm ca El să lucreze și să ne asculte rugăciunea. Vineri seara este întâlnirea tinerilor, iar duminică, așa cum știți, timpul de dimineață de la ora 10 și după amiază de la ora 5, fie ca orice întâlnire în casa lui Dumnezeu, să-L pună în centru pe Dumnezeu. Și rugați-vă ca Dumnezeu să scoată rod bogat la secerișul Lui. Ne rugăm pentru bărbați, femei, tineri, nu contează, oameni care să-și predea viața în mâna Domnului și vrem să avem din nou, cât de repede ne îngăduie Domnul, un nou botez aici. De aceea rugați-vă pentru lucrul acesta, vrem să începem așa lecții de catecheză cu cei care sunt dornici, dar numai Dumnezeu este Cel care poate deschide inima, de aceea ne rugăm ca Dumnezeu să o facă. Amin. Acestea sunt anunțurile pe care am vrut să vi le comunic. Rugați-vă și Domnul va răspunde la vremea potrivită. Amin. Amin. Timotei? Pace. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră din nou, împreună cu familia bisericii, cu familia, cu fratele meu. Mulțumesc Domnului că am ocazia aceasta ori de câte ori să ivește un timp liber să ne mai vizităm, mai facem câte un pod, mai trecem peste un pod, slăvit să fie Domnul, că avem poduri care ne unește. Pentru că Emil a citit ultimul verset din 2 Efeseni, capitolul 10, aș vrea să continui în continuare
2 Efeseni, capitolul, Efeseni 2, capitolul 2, început de la versetul 11. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se chemau tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legământele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orindurile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să vă aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați departe, și pace celor ce erau aproape. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună, notați cuvântul ăsta, împreună, cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, în El, toată clădirea, bine încheiată, crește să fie un trup sfânt în Domnul. Și prin El, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Uitați-vă cuvântul acesta, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și a făcut un pod, crucea, crucea lui Hristos. Trei lucruri care aș vrea să vi le las în dimineața aceasta. Uniți în împărăția lui Dumnezeu, împreună. Uitați-vă așa, în versetul 18. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Toți împreună uniți în împărăția lui. Al doilea lucru, uniți în Dumnezeu, în familia lui. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai case, ci sunteți, cum spune acolo, împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Suntem în familia lui Dumnezeu. Deci, suntem în împărăția lui Dumnezeu, suntem în familia lui Dumnezeu și al treilea lucru, suntem uniți în templul lui Dumnezeu. Și prin el, versetul 22, voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Ce mari promisiuni și frumoase lucruri! El a surpat zidul și a făcut un pod prin crucea lui. Și împreună, bănățeni, ardeleni, moldoveni, ucrainieni, canadieni, americani, suntem împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm.
Să cântăm cântarea de la numărul 39 din cărțile noi. Avem o vreme absolut excepțională. E o zi cum rar am mai întâlnit în februarie și e un bonus de la Domnul, slăvit să fie El. Amin. Haideți să continuăm studiul în cartea Iosua și vom privi în dimineața aceasta la păcatul lui Acan. Titlul studiului biblic este Nu rata șansa. Și vom vedea ce șansă a ratat Acan. Deschidem la Iosua 7 și vom citi de la versetul 16 la versetul 26. Verset care de fapt încheie capitolul 7. Iosua 7, de la versetul 16, citim blocuri de câte 4-5 versete. Mulțumesc. De la 21. Da, și ultimele două versete.
Mulțumesc. Haideți să avem introducerea în subiect. Acan a luat o decizie și în față îi stătea un viitor. Cineva să caute Deuteronom 8 și vom spicui de aici câteva versete. Deuteronom 8, 7 la 10 și mai apoi de la 12 la 13. Să vedem ce viitor îi stătea în fața lui Acan, a soției lui și copiilor lui. Mulțumesc și până mai continuăm două versete, Cristi, dar vreau să subliniez versetul 9 ce zice. Te voi duce într-o țară unde nu vei duce lipsă de nimic. Iată viitorul care stătea în fața lui Acan. Un viitor ajunge într-o țară cu pârâie, cu izvoare, cu lacuri, cu munți, cu văi, cu grâu, cu orz, vii, smochini. Vei mânca pâine din belșug și nu vei duce lipsă de nimic. Și mergem la versetul, Cristi, mai citim 12 și 13. Mulțumesc. Vă duc într-o țară unde veți avea lucruri care voi nici nu le-ați visat. Veți fi proprietari de ferme, veți fi proprietari de case, voi care numai în corturi ați trăit. Veți avea aur, veți avea argint, veți avea mâncare din belșug, veți avea peisaje incredibile. Ce mare lucru să vezi un munte. Ca să vedem un munte din Windsor trebuie să plătim foarte mult, că e departe. Și ce vă duc într-o țară care e ca România, conduce o oră și ești de la munte la vale. Și în fața lui Acan stătea un viitor formidabil, fantastic. Promisiunile acestea din Deuteronom erau înglobate și erau destinate și pentru el și familia lui, că făcea parte din recipienții acestei situații. O țară așa de frumoasă, despre care Moise a auzit lucruri așa de frumoase încât a avut o singură dorință înainte de a muri, care Domnul i-a zis nu. Dar lui Acan i-a zis da, pentru că el făcea din următoarea generație. Deuteronom 3:25, ce și-a dorit să vadă? O singură dorință a avut înainte de moarte Moise. Deuteronom 3:25, cine citește? Negociază cu Domnul. Mulțumesc. Doamne, mi-e dor să mai văd munții. După atâția ani de nisip, mi-e dor să văd țara aceea care Tu ne-ai promis-o. Dacă o să mai simt odată aerul parfumat de pădure și dacă o să mai văd odată cedrii din munți, cum se zbat în bătaia vântului și dacă o să mai am șansă în viața mea să aud păsărele cântând, și să mai văd verde în fața ochilor și să mai văd râuri de apă, sunt gata să mor. Și Domnul îi zice nu. Și șansa aceasta Domnul i-o dă lui Acan. Deja a făcut pasul în țara promisă, deja a trecut Iordanul, deja a început să vadă minunății, în fața lui se deschidea o perspectivă extraordinară pentru el și familia lui. Și-a ratat un viitor minunat pentru el și familia lui pentru câteva bucăți de aur și argint și o haină și o manta. A câștigat temporar cu prețul neascultării, că nu e așa, a avut primul aur și argint dintre toți ceilalți și primul haină de firmă. Că ce însemna mantaua de
de Babilon însemna o haină adusă din import. Și nearul înseamnă Babilon și mantaua aia, haina aia de lux era importată, făcea parte din lucrurile de import. Și și-a dorit-o. Și a câștigat temporar puțin aur, puțin argint, cu prețul neascultării, ca să piardă totul. Vă rog să rețineți. A câștigat puțin, cu prețul neascultării, ca să piardă mai mult și să piardă totul. Frați și surori, care e promisiunea păcatului? Păcatul ne poate oferi puțin și acum. Și în termen lung pierdem totul. Domnul a vrut să-l ducă pe Acan și deja a făcut primii pași în țara promisă. Dar nu ca și excursionist. Mergem câteodată și vizităm locuri extraordinare, frumoase, care ne scot exclamații de încântare. Wow, ce locuri frumoase, ce cabane, ce case, ce peisaje extraordinare. Dar noi stăm acolo numai ca și excursioniști. Stăm acolo zi, stăm două și ne întoarcem acasă. Și rămânem cu poze. Dar Domnul a vrut să-l ducă pe Acan acolo, nu în excursie, ca să arate, vezi ce frumos sunt munții, vezi ce frumos sunt cedrii Libanului, vezi ce frumoase câmpii, vezi ce frumoase case și cetăți s-au ridicat aici. N-a dus ca să-l ducă acolo să facă niște poze, să se întoarcă înapoi în sărăcia lui din deșert. Ce a vrut să-l ducă acolo ca să-l facă ce? Proprietar. Acan. Un colț din țara asta minunată, o casă din zecile de mii de case din țara asta minunată, o fermă din țara asta minunată, este a ta și a familiei tale. Și Acan a ratat un viitor extraordinar ca să câștige puțin pentru prezent, cu prețul neascultării de Domnul. Frați și surori, orice câștigăm, orice realizăm cu prețul neascultării de Domnul, conține în sine un blestem. Haideți să continuăm să stabilim cadrul căderii lui Acan. Nu foarte mult o să insist pe ce s-a întâmplat în text, cum a procedat Iosua, ce a zis Acan, nu foarte mult, ci pe filozofia păcatului care stă în spatele căderii lui Acan. De ce Acan a sfârșit așa? De ce n-a avut iertare? Pentru că nu a cerut-o. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu milostiv și îndurător, ne spune Scriptura. Acan n-a cerut iertare, nu s-a prăbușit înaintea Domnului. Când a zis, da, e adevărat că am păcătuit? După ce Domnul l-a descoperit. După ce Domnul l-a descoperit, a spus, da, e adevărat că am păcătuit. Pentru că nu mai avea altă soluție. Frați și surori, când păcătuim, Domnul ne dă un timp de grație. Și în timpul acela de grație, putem să ne pocăim. Și în timpul de grație, dacă ne întoarcem din toată inima noastră la Domnul și vrem să avem un nou început cu Domnul, Domnul ne dă har. Acan a avut un timp de grație. Nu momentul în care a luat aurul, argintul și haina și le-a îngropat în mijlocul cortului, în 5 minute a fost comisia de judecată la el la ușă să-l salte. Mă, ce ai făcut? A avut un timp de gândire, cel puțin o zi a trecut, de când a luat decizia, de când a înfăptuit păcatul, până când a fost prins. Cel puțin o zi a trecut, dacă nu mai multe, nu sunt sigur, dar cel puțin sigur a trecut o zi. Și în timpul acesta a stat în starea în care era și a stat cu o inimă neschimbată. Atunci era timpul de har ca să vină înaintea Domnului. Frați și surori, vreau să ne uităm și în spatele psihologiei păcatului, pentru că e versetul acesta care, pe asta o să insistăm un pic, 7:21, pentru că e parte din viața mea și din parte din viața fiecăruia dintre noi.
Iosua 7:21, cineva între timp o să caute 1 Ioan 2:16. Aici vedem mecanismul ispitirii. Hai să citim, după urmă revenim. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint, o placă de aur în greutate de 50 de sicli, le-am poftit și le-am luat și iată că sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Haideți să vedem mecanismul ispitirii și să aplicăm ca și mecanismul acesta să-l aplicăm pe cazul lui te rog un pic mai târziu cu textul lecției care a rezumat. Haideți să citim 1 Ioan 2:16 și uitați aici la mecanismul ispitirii, la felul în care lucrează ispita în viața mea și în viața fiecăruia dintre noi. 1 Ioan 2:16 și până facem aplicație pe caz pe Iosua 7:21. Mulțumesc! Vedeți trei elemente detectabile aici în verset. Trei surse prin care ispita lucrează: pofta firii pământești, pofta naturii noastre căzute, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții. Acum, haideți să identificăm trei atitudini care cam prind astea trei în Iosua 7:21. Și haideți să le subliniem. Cine mă ajută? Da, deci zice, am prima acțiune a lui. Am văzut. Ce am încadrat comparativ cu Ioan 1 Ioan 2:16? Pofta ochilor. Am văzut. Următorul, am poftit. Pofta firii pământești. Și ultimul, le-am luat. Am putea încadra la lăudărășenia vieții. De ce îi trebuia mantaua aia scumpă, haina aia scumpă? Să îmbrace. Și dacă îmbracă haina aceea, e distinctiv de ceilalți, nu e așa? Arată deosebit față de ceilalți. E ceva distinctiv, e ceva ce arată, să zicem, statutul lui social, trendul lui, ceva din personalitatea lui. Și astea trei acțiuni fac parte din psihologia păcatului care sunt descrise în 1 Ioan. Am văzut, am poftit și am luat. Haideți să comparăm, să vedeți cum funcționează același mecanism cu Geneza 3:6. Și să identificăm cam aceleași lucruri în prima ispitire, pentru că de la început, de la prima ispitire, mecanismul ispitirii până în zilele de urmă va funcționa cam la fel. Și haideți să identificăm câteva lucruri aici, câteva atitudini. Exact ca și în cazul lui Acan, Acan începe așa, în versetul 21, se descrie căderea lui. Am văzut. Cum începe aceeași problemă de la primul păcat? Același lucru. Am văzut. După aceea, ce a văzut? Ceva ce a stimulat plăcerea privitului, pofta ochilor. Zice că pomul era cum? Plăcut de privit. Și că pomul era de dorit să-ți aparțină. Și în final, ultima acțiune, a luat. A luat, în final a mâncat. A văzut, era plăcut la privit, era de dorit și a luat. Mecanismul din 1 Ioan 2:16, mecanism care îl regăsim și în căderea lui Acan de astăzi. Am văzut, le-am poftit și le-am luat. Iată mecanismul în care funcționează ispitirea în viața mea și în viața ta în mod invariabil. Prima lovitură care o primim e în zona vederii. Cel mai ușor este ca să ieși din zona ispitirii când ajungi în zona vederii. Pentru că vederea
poate genera, poate întreține, poate deschide un canal pentru poftă și pofta produce niște reacții în noi de genul nu pot trăi fără acel obiect, de exemplu. Și atunci consecința finală am luat. Acesta este mecanismul general al ispitirii. Și așa funcționează ispitirea în viața fiecăruia dintre noi. Aici este psihologia ispitirii care lucrează în viața fiecăruia dintre noi și faptul că el a mărturisit, ai adevărat, zice el, că am făcut asta, dar mărturisire fără pocăință. Acea mărturisire a celui care nu mai are nicio șansă și este pus în fața faptelor sale. Frați și surori, mărturisirea aceasta n-a refăcut relația dintre Acan și Domnul, pentru că el a avut timp de pocăință și nu l-a folosit. A contat pe faptul că nu va fi descoperit până la capăt. Și câte nenorociri ar fi putut să mai vină peste Israel dacă n-ar fi fost descoperit de Domnul atunci. E o zicală care e aplicabilă în relația dintre noi și Domnul în Amos 3:3. Și te rog să pui Amos 3:3. Merg doi oameni împreună fără să fie învoiți? Poate cineva să aibă o relație bună cu Dumnezeu dacă nu este în voia lui Dumnezeu, dacă nu este în relație cu Dumnezeu? De ce a luat Acan acele obiecte de aur, argint și acele și haine? Aș vrea să ne uităm la simbolurile care le au, pentru că lucrurile care le-a luat comunică niște valori, niște simboluri. În primul rând, aurul și argintul comunică ideea de materialism și asta, mai lărgit spus, ideea de încredere în bogății pentru securitate și fericire. De ce a fost motivat Acan să ia împotriva cuvântului Dumnezeu care le-a spus din Ierihon, nu luați nimic? Și dacă ne uităm la Ai, din Ai încolo, Domnul le spune, prada să fie a voastră, ce găsiți tot e a vostru. Dar în primul loc Dumnezeu nu le-a îngăduit și am explicat duminica trecută de ce nu le-a îngăduit să ia nimic. Și dar ce a arătat acea interdicție? Cât de mult își dorea acele lucruri. Atât de mult încât a fost gata să încalce cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Încredere în bogății pentru securitate și fericire. Faptul că și-a dorit așa de mult aurul și argintul, că a fost gata să calce cuvântul lui Dumnezeu ca să îl aibă, înseamnă că el se încredea în bogății pentru securitate și fericirea lui personală. Da, bogățiile pot să ofere o anumită coajă, o anumită pretenție de securitate și de fericire. Dar totul este în termen relativ și mi-aduc aminte în România, comparația e slabă, e superficială, dar totuși o comparație. Când ne cumpăram în România un pantof nou, când ne cumpăram un costum nou, când ne cumpăram o haină nouă, oaie, ce bucuros eram. Era mare realizare. Ziua aia era o zi deosebită, când mi-am cumpărat ceva. Acum îmi cumpăr unele lucruri și nu mai știu unde le-am pus. Măi, Carmen, pune-i cămașa aia care mi-am cumpărat spune-mi, nu mai găsesc. Dar nu există așa ceva în România, dacă îmi cumpăram o cămașă să nu mai găsesc. Deci, ceea ce cumpăr, pentru că le cumpăr ușor, devin lucruri care se banalizează și nu mai îmi produc nicio satisfacție, nu mai îmi produc nicio bucurie, sau aproape nicio bucurie. Și cu cât cineva, probabil că are mai mult, cu atâta se banalizează lucrurile care le cumpără, pentru că nu face un efort. Nu sunt economiile de o săptămână, de o lună, ca să-și cumpere o cămașă sau un pantof. Frați și surori, fericirea vine din relația cu Domnul și o să vedem mai târziu și securitatea noastră
vine tot din relație cu Domnul, pentru că oricât am avea securitatea, nu ne-o putem cumpăra în această lume. În doilea rând, haina care a luat-o putea să fie numai aur și argint. Pe ce a trebuit și haina? Haina comunică ideea care este adâncă înrădăcinată în noi de semnificație. Nu vrem să fim oricine. Vrem să ne distingem de ceilalți din jurul nostru. Prin ceea ce ne îmbrăcăm, prin ceea ce conducem, prin casa pe care o avem, prin proprietățile pe care le avem, prin educația pe care o avem, prin titlurile pe care le avem, e nevoia de semnificație. Să știu că sunt cineva. Să știu că reprezint ceva. Și nevoia asta de semnificație e adânc înrădăcinată în fiecare dintre noi. Și la fiecare dintre noi se poate manifesta în mod diferit. În cazul lui Acan a fost hainele. O haină scumpă, o haină de firmă adusă din import, care mă va face să fiu distinctiv de toți ceilalți. Aș vrea să repet, fazele ispitirii lui Acan sunt comune pentru noi toți și dacă nu tratăm cu ele, ne vor domina viața și va nenoroci. Dorința după putere, prestigiu, plăceri, laudă, recunoașterea meritelor, dorința de a avea în viață securitate, semnificație și satisfacție pe o cale care nu este calea lui Dumnezeu. Sunt trei dorințe noi fundamentale. Nevoia de securitate, de semnificație și de satisfacție. Dar dacă le luăm aparte de Dumnezeu, lucrurile astea ne vor distruge. Cineva să citească Ieremia 2, versetul 12 și 13. Mulțumesc. Ce face omul când se îndepărtează de Domnul? Când omul se îndepărtează de Domnul, face două lucruri. Odată se îndepărtează de Domnul și în a doilea rând își construiește propria lui viață separat de Dumnezeu. Zice, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și au vrut ei să aibă apa lor proprie. Să n-aibă nevoie de mine, de izborul apelor vii. Să trăiască o viață autonomă de mine, să trăiască o viață separată de Dumnezeu. Și și-au săpat fântâni. Și fântânile lor cum sunt? Sunt crăpate, care nu țin apă și sunt goale. Frați și surori, în viață, atunci când ne depărtăm de Domnul și căutăm securitatea, satisfacția și semnificația aparte de Dumnezeu, securitatea în materialism, semnificația în a fi deosebit de ceilalți prin ceva și orice altceva. Sunt lucruri care fac parte din fântâni crăpate care nu țin apă, care ne vor lăsa viața goală. Aș vrea să vedem încă ceva din ce a generat căderea lui Acan. În primul rând, o structură de gândire greșită. A dorit gratificație aici și acum. A dat cu piciorul la binecuvântarea lui Dumnezeu ca să aibă ceva aici și acum. Și aici e parte din mecanismul ispitei. Ce îmi promite mie ispita? Ispita îmi promite aici și acum o gratificație. Și în același timp, cu pierderea binecuvântării de mai târziu a lui Dumnezeu, Acan nu s-a încrezut în bunătatea lui Dumnezeu și în timpul hotărât de el pentru a-i rezolva nevoile. Dumnezeu a promis în Deuteronom că le va da de toate. Pe lângă case și câmpii și tot ce aveau nevoie și turme, le va da și argint și aur.
Și n-a așteptat la timpul hotărât să primească de la Domnul acele lucruri din mâna lui Dumnezeu. N-a așteptat ca bunătatea lui Dumnezeu și timpul hotărât de el să vină pentru că ai rezolva problemele. Și a vrut să și le rezolve singur. Ce vedem două lucruri în comun la Cain și la Eva este faptul că amândoi au fost neîmpliniți, nerăbdători și încrezători în sine. Ce aveau în comun Cain și Eva în mecanismul și psihologia păcatului? Amândoi au fost neîmpliniți. Le trebuia ceva mai mult. Dumnezeu i-a binecuvântat pe amândoi. Ce mai lipsea Evei? Nu mai lipsea nimic. Avea în grădina Edenului absolut tot ceea ce e necesar. Nu exista un lucru care Dumnezeu să nu-l fi pus primei perechi de oameni la dispoziție care le era cu adevărat necesar. Dumnezeu ne dă tot ceea ce ne este cu adevărat necesar. Ce nu ne dă Dumnezeu? Lucrurile care ne sunt mofturi sau ne-ar duce la rău. Lucrurile care sunt mofturi, Dumnezeu nu le împlinește, că Dumnezeu se poartă cu noi, zice, ne vrei ca un părinte copii. La copil nu îi împlinești toate mofturile, că dacă îi împlinești toate mofturile, distrugi caracterul. Și în al doilea rând, Dumnezeu ne dă lucrurile care nu sunt bune pentru noi. În rest, Dumnezeu a promis că ne va da de toate din belșug. Ce a avut în comun Cain și Eva a fost că amândoi au fost neîmpliniți. În mijlocul binecuvântărilor lui Dumnezeu, peste casa lui Cain era protecția Domnului. Peste casa lui Cain era promisiunea binecuvântării lui Dumnezeu. Deja Dumnezeu l-a pus pe linie dreaptă să-l ducă în țara binecuvântării. Deja picioarele lui au intrat în țara binecuvântării. Dar a fost nerăbdător. De ce să nu iau aur acum și argint dacă pot? Că vrea Domnul să-mi dea peste o zi sau peste o lună sau peste un an, să nu mă încălzește, eu vreau acum și aici. Și pentru că a fost nerăbdător, a luat. Și în a treilea rând a fost îngrezător în sine, nu încrezător în Domnul, că a zis că lasă, știu eu cum să potrivesc lucrurile, să nu mă prindă nimeni. Știu eu cum să iau argintul și aurul și le voi duce în așa fel încât nimeni să nu observe. Și planul a fost făcut așa de bine că nimeni n-a observat nici când a luat aurul, nici când l-a transportat și nici vecinii de corturi n-au observat nimic. Ce suspect? E ceva suspect la familia lui Cain aici. Ceva mișcări, ceva... Ce se întâmplă acolo? N-a observat nimeni nimic. Planul a lucrat perfect. Omul cum s-a plănuit, așa a reușit. Dar n-a luat în calcul pe Dumnezeu. Vă duceți aminte acea întâmplare, care cu siguranță o știți, în care în anii 70 sau 80 merge tata cu fiul la fora de porumb. Și după ce iau porumbul, îi spune la fiu: știi ce, fiule, tu ești primul afară. Și când ajungi în drum, te uiți în stânga și te uiți în dreapta. Și dacă vezi că nu este nimeni, îmi faci semn și ies eu cu porumbul afară și plecăm. Și fiul îi spune ceea ce mulți dintre dumneavoastră știți: tată, mă uit în stânga și în dreapta, dar în sus să nu mă uit. Cain s-a uitat în stânga, în dreapta și nu l-a văzut nimeni. Dar nu s-a uitat în sus că l-a văzut dacă nu-l vede Domnul. Asta înseamnă încredere în sine, că eu pot să rezolv problemele vieții, că eu pot să merg în viață înainte, că eu știu, am abilitate cum să rezolv situații, știu cum să ies din situații încurcate, știu cum să rezolv probleme complicate, știu cum să mă descurc în așa fel încât să iasă bine. Dar dacă luăm pe Domnul în calcul, zice cuvântul într-un loc, nici înțelepciunea, nici sfatul, cred că în Proverbe, n-ajută împotriva Domnului. Nici înțelepciunea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Frați și surori, Dumnezeu a pregătit pentru el în Canaan lucruri extraordinare. Și pentru că n-a fost împlinit, a falimentat în a-și căuta fericirea în Domnul. Dacă Cain își căuta fericirea în Domnul, toate celelalte lucruri le primea ca un bonus pe deasupra. Și pe lângă o viață fericită cu Dumnezeu ar fi avut și argint și aur, că erau promise, și ar fi avut probabil, poate nu
o haină de firmă din Babilon, poate o haină de firmă din Liban sau din Egipt. Egiptul are un bumbac foarte bun. Câteodată când vă cumpărați cămăși, o să vedeți că scrie pe etichetă pe spate bumbac din Egipt, pentru că Egiptul se pare că are o fibră de bumbac de foarte, foarte bună calitate, de aceea producătorul ține să scrie bumbac din Egipt. Neîmplinirea a produs în el nerăbdare și și-a luat ceea ce Dumnezeu i-a promis că îi va da mai târziu. Și-a luat singur ceea ce Dumnezeu i-a promis că îi va da mai târziu. Și asta i-a ruinat viața. Frați și surori, aș vrea să vedem că fericirea noastră, și să subliniez, ține de relația noastră cu Domnul. Pofta și lipsa de împlinire a dovedit falimentul lui Acan în căutarea fericirii în Domnul. El este sursa noastră și acum te rog, Andrei, să mergi mai departe cu partea cealaltă, mai încolo. El este sursa noastră de împlinire a nevoilor noastre fundamentale. Noi ne căutăm nevoia de securitate în a fi siguri că avem bani pentru pensie, bani pentru zile negre, bani pentru diferite lucruri care pot să apară inoportun. Noi ne căutăm nevoia de semnificație în a ne lua titluri, în a avea lucruri unice, în a avea lucruri care să ne distingă de alții prin valoarea lor, ca să nu ne simțim că suntem doar comuni în această lume. Noi ne luăm nevoia de satisfacție din plăceri păcătoase, dar cuvântul ne spune că toate aceste trei nevoi fundamentale ale omului sunt împlinite de către Domnul. Și haideți să cineva să citească Psalmul 23:4. Mulțumesc. David spune, eu mă simt sigur. Nevoia mea de securitate e împlinită. Nu pentru că am gardă în jurul meu, nu pentru că am în jurul meu oameni care să mă protejeze, nu pentru că nu am probleme, nu pentru că nu încearcă cineva să mă ucidă, pentru că toate lucrurile merg smooth și totul e bine. Zice, nu mă tem, și mă simt sigur și în siguranță de ce? Dintr-un singur motiv, căci tu ești cu mine. Frați și surori, dincolo de toate încercările noastre de a ne ancora în siguranță, și fiecare avem ispita asta, în materialism, securitatea noastră este în Domnul. De aceea David a spus, nu mă tem, căci tu ești cu mine. Relația noastră cu Domnul trebuie să devină așa de apropiată și așa de intimă, încât să-L simțim pe Domnul prezent în problemele noastre. Și când vine, zice psalmistul că cel neprihănit, de ce nu se teme? Când vin vești rele. Câteodată poate să-ți vină o veste de să te facă să tremure genunchii. Un singur telefon e suficient ca să ne spulbere starea de mulțumire și de fericire. O singură veste poate să ne ruineze confortul pentru luni de zile. Dar atunci când îl ai pe Domnul aproape, când spui ca și David, nu mă tem că tu ești cu mine, ce simți după șocul veștii rele sau răului în care ai intrat? Simți în foarte mult, foarte scurt timp că vine peste tine un val de mângâiere, că vine peste tine un fel de căldură spirituală, că cineva te ia în brațe și spune la ureche, nu-ți fie frică, eu sunt aici cu tine. Și momentul ăla așa te calmezi, momentul ăla așa îți revii, momentul ăla așa îți revii pe normal, la normal, și parcă vestea aia care așa era de năucitoare la început, acum nu te mai afectează major. Nevoia de semnificație, e o nevoie pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Să avem un nume, să fim cineva în lumea aceasta, să ne distingem, să
să fim numărul unu în un fel, să fim cumva speciali, să captăm atenție, pentru că nevoia de semnificație se măsoară în câtă atenție captezi de la ceilalți. Cât de mult să uită la tine și zic, wow, privind la calitățile care le ai, privind la ceea ce ai și așa mai departe. Și Domnul știe că asta e o nevoie adâncă înrădăcinată în noi, nevoia de semnificație. Și de aceea, când îl cheamă pe Avram, i-a promis ceva. Cineva să citească Geneza 12:2. Mulțumesc. Uitați aici ce a promis pentru alte lucruri. Nevoia de semnificație, unde o prindem? La care dintre ele? Un nume mare. Avram, nevoia ta de semnificație o vei împlini în relația cu mine. Nu îți vei face tu singur nume mare, ci îți voi face eu un nume mare. Știți ce au zis ea din când au construit turnul Babel? Haideți să zidim un turn a cărui vârf să atingă cerul și să ne facem prin asta un nume mare. Pe cărămidă aia acolo scrie Cornel Ung, că el a inițiat turnul ăla și peste 1000 de ani cineva trece acolo, îi va citi numele, că el a fost ctitorul, el a fost arhitectul, el a fost cel care a pus acolo cărămida. Și au zis cei din Geneza, hai să ne facem un nume mare, să construim un turn mare, care să ne legăm numele de acel turn, să-și lege numele de cărămizi. Și Domnul îi spune lui Avram, nevoia ta de semnificație să nu fie legată de cărămizi, de clădiri, de alte chestii, ci nevoia ta de semnificație să fie împlinită în mine, prin faptul că tu umbli cu mine și ești în relație cu mine și că suntem împreună. Îți voi face un nume mare. Și împlinirea ta, Avram, o vei avea în mine. Nevoia de semnificație o vei avea în mine. Și ultima, nevoia de satisfacție. Fiecare dintre noi avem nevoie de un minim nivel de satisfacție. De ce iau oamenii droguri? E o întrebare care răspunsul e simplu, pentru că au nevoie de satisfacție. Drogul, bănuiesc, n-am experimentat niciodată, îți oferă o satisfacție, îți oferă ceva, plăcere. Și iată ce zice psalmistul în psalmul 4:7, cu privire la împlinirea satisfacției lui. În ce el s-a satisfăcut, în ce își găsesc el plăcerea. Mulțumesc. Ce este în final produsul plăcerii, a satisfacției, este mulțumirea, este bucuria, mă simt bine. Și omul lui Dumnezeu zice, nevoia mea de satisfacție, de plăcere, este împlinită în tine. Pentru că eu trăiesc o bucurie în sufletul meu mai multă decât cei care sunt binecuvântați material, la care li se mulțește rodul grâului, rodul vinului. Se bucură. Dar eu, Doamne, mă bucur în tine mai mult. Pentru că Tu îmi dai bucurie în inima mea. Deci ce este, trebuie să fie Dumnezeu pentru noi, frați și surori? Trebuie să fie totul. În El să ne găsim și să ne întoarcem înapoi la sumarul de la sfârșitul lecției, în El să ne găsim nevoia de securitate. Orice s-ar întâmpla cu banii noștri, orice s-ar întâmpla cu joburile noastre, orice s-ar întâmpla cu proprietățile noastre, dacă stăm în relație apropiată cu Domnul, nevoia noastră de securitate va fi împlinită. Nu vom trăi în busculade, nu vom trăi up and down. Nevoia de semnificație. Fiecare dintre noi avem dorința de a fi cineva în lumea aceasta. În momentul în care ne găsim împlinirea acestei nevoi de semnificație în Dumnezeu, vom putea să stăm smeriți, vom putea să acceptăm anonimatul în această lume cu ușurință. Vom putea accepta ca dacă Domnul vrea să ne înalțe, să ne înalțe El la vremea potrivită de El, cum l-a înălțat și pe Domnul Iisus în Filipeni 2, după ce l-a trecut prin Valea Smereniei. Pentru că nevoia noastră de semnificație poate fi împlinită în relația noastră cu Dumnezeu și nevoia de satisfacție, așa cum am amintit, tot din relație cu
cu Dumnezeu. Dacă Acan ar fi avut lucrurile astea centrate în Dumnezeu, n-ar fi lovit în relația lui cu Dumnezeu pentru niște bucăți de aur și argint, care oricum Dumnezeu i le-a promis ca și mărunțiși. Pentru că promisiunile lui Dumnezeu erau mult mai mari decât niște bucăți de aur și de argint. Era să le dea la toți casele, era să le dea la toți ferme, era să le dea la toți o viață lungă și fără boli, pentru că în Deuteronom le-a promis că nici boli nu vom ar fi în Israel dacă ascultă. Le-a promis că vor muri când li se gata ani, nu prematur. Erau atâtea lucruri minunate și a dat cu piciorul la toate, pentru că a luat șansa să ascundă niște aur și argint pe baza rupării relației între el și Dumnezeu, că nu-i așa, oricum nu mă prinde. Frașesor, o aplicație de bază pentru noi. Nu merită să ne rupem relația cu Dumnezeu pentru păcat. Pentru că câștigul adus de păcat e temporar și puțin. Și nouă ni s-a promis binecuvântări în Hristos mult mai mari decât s-a promis celor care au intrat într-o țară pământească. Și binecuvântările care ni s-au promis în Hristos sunt absolut extraordinare. Și aici așa definește, cred că Petru, făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Când avem în față un viitor așa de glorios, când avem în față nu o împărăție pământească, că lor nu le-a promis Domnul că vor trăi pentru veci, lor le-a promis un Canaan pământesc și nu le-a spus nimic ce va fi după moarte. N-aveau nicio siguranță ce să alege de ei după moarte. De-aia vedeți frustrarea lui Solomon. Că ce, dacă mor, ce se întâmplă cu mine? Că Domnul nu le-a descoperit, nu le-a vorbit clar despre veșnicie. De-aia Ecleziastul e așa pesimist. Dar nouă Dumnezeu ne-a promis lucruri așa de extraordinare. Ne-a promis cerul, ne-a promis viața veșnică. Nici să nu mai vorbim de toate celelalte lucruri care ni le dă Domnul pe deasupra. Numai gândiți-vă la viața veșnică. Ce mare o promisiune. Și din cauza păcatului s-o ratez. Să ai șansa să trăiești în împărăția lui Dumnezeu veșnic. Ce este lecția lui Acan pentru noi? Este îndemnul de a ne pregăti. Acan l-a găsit ispita nepregătit. Dacă încercăm să ne înduhovnicim în fața ispitei, e prea târziu. În viața de zi cu zi, frați și surori, să construim viața noastră spirituală cu Dumnezeu, prin rugăciune, citirea Scripturii, înaintarea în sfințenie, în voia lui Dumnezeu, pentru că atunci când vom fi confruntați cu ispita, ne va fi mult mai ușor ca să spunem nu, pe baza a ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, pentru că în Hristos, ne-a spus cuvântul, ne-a dat toate din belșug. Amin. Haideți să ne ridicăm și după ce voi încheia cu rugăciune, să mai cântăm două versete de cântare. Doamne, îți mulțumim pentru această dimineață în care am stat înaintea cuvântului Tău și, Doamne, așa de ușor putem să arătăm veșnicia, putem să arătăm o viață cu Tine, putem să arătăm gloria Ta pentru un păcat. Doamne, ajută-ne să stăm în voia Ta, să ne sfințim, să facem, Doamne, din Tine bucuria noastră. Tu să fii sursa noastră de securitate, Tu să fii, Doamne, locul în care ne găsim semnificația vieții noastre și valoarea vieții noastre. Tu să fii, Doamne, locul unde ne găsim bucuria de a trăi și nu păcatul. Doamne, ajută-ne să facem din Tine totul. Tu să fii, Doamne, totul pentru noi. Pentru ca orice încercare, orice veste rea, orice problemă vine peste noi, să ne găsească pregătiți în Tine. Doamne, viața are cu adevărat valoare, are frumusețe și are gust atunci când o trăim, Doamne, în cuvântul Tău și în ascultare de Tine. Ajută-ne, Doamne, să creștem în lucrul acesta până la sfârșitul zilelor noastre, până ne vei chema la Tine. Amin. Haideți, așa cum suntem ridicați, să mai lăudăm pe Domnul cu două versete de cântare.